spre final ne anunț când se va implementa trecerea de la pilonul 2 la pilonul I de pensii. Mecanismul pentru transferul pensiei de la pilonul 2 la pilonul I ar putea fi pus pe masa guvernului până la finalul primului semestru din acest an, a anuncat, miercuri, Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice. Se discut, sper ca în primul semestru să avem pe masa guvernului o propunere de mecanism, un nou principiu, o altă abordare. Punct. Se creează un mecanism transparent, opțional, pentru ca aceia care doresc să meargă din pilonul 2 către pilonul I se poate să o facă având toate elementele financiare transparent prezentate, cum se face în zona privată. Fiecare se subliniere tie pe ce se poate baza, se poate fi sigur ce un randament mai bun îl poate găsi în această zonă a pilonului 2 subliniere în alte zone, a spus Teodorovici. El a precizat ce va fi o concurență între pilonul I subliniere I 2. Este o concurență, un mecanism transparent subliniere ilogic. Când lansment pia cu un astfel de mecanism, va fi totul analizat subliniere I nu va fi nici o opreli subliniere te pentru administratorii de fonduri să ofere un randament mai bun. Va fi o abordare european, logic subliniere I normal, a precizat ministrul finanțelor. De asemenea, Teodorovici a precizat că în multe zone statul a dovedit că nu poate să fie un administrator mai bun decât privatul, dar nu este vorba, neapărat, despre sectorul de pensii. Multe zone a dovedit că nu poate să fie un administrator mai bun decât privatul NR, dar poate să fie. Vorbesc la modul general, nu neapărat la pensii, a mai arătat Teodorovici. Guvernul a adoptat, la sfârșit sublinierea anului trecut, ordonanță de urgență care reduce contribuția la pilonul 2 la 3,75 din salariile brute începând cu anul 2018, de la 5,1. La sfârșit sublinierea lunii februarie acestui an, fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de aproximativ 41,71 miliarde de lei, în creștere subliniere TR cu 25,73 fac de nivelul de la 28 februarie 2017, potrivit datelor autoricii de supraveghere financiară.